cel mai tare șervețel din lume va fi scos la licitație. Păi și ce legătură asta, Oprișene, cu sportul? Vedem imediat. Bun găsit, dragi prieteni, și bine ne-am revăzut la tradiționala pastiluță. Discutăm astăzi despre un șervețel. Era să zic că dacă bag mâna în buzunar să caut, pot să scot un șervețel, dar eu, fiind o etate mai avansată, am una bucată batistă, vă rog să nu râdeți, pe care am primit-o și eu. Dar nu e treaba ăla. De ce discutăm despre un șervețel? Pentru că am mai făcut vorbire, frate Bălcescule, cum s-ar fi spus, despre acest șervețel. Este hârtiuța, bucățica de șervețel, care a făcut istorie. Discutăm despre bucățica de hârtie prin care Leo Messi a primit siguranța că cei de la FC Barcelona se vor ocupa de el. Suntem cu multă vreme înainte, undeva prin 2000, în altă perioadă când era curcubeu al negru, glumim desigur. Leo Messi este la Barcelona, are ceva probleme de sănătate pentru că el nu crește. Tatălui este îngrijorat de faptul că, bun, e la Barcelona, dar cei din conducerea clubului nu prea mai dau niciun semn de viață. Și atunci bate la ei la ușă: tată, ce facem cu Leo? Știți povestea, la un centru de antrenament al celor de la FC Barcelona de tenis, deci la partea de tenis, există o cafeterie, cum zic ei, că nu mai vorbește nimeni românește, o cafenea, unde Messi senior, împreună cu Charles Resach, care era atunci directorul celor de la FC Barcelona, băiatul care se ocupa de toate, antrenor mare, de asemenea cu Pep Minguella, impresarul, și cu unul dintre impresarii argentinieni, cu Horacio, cred că Gaioi, vin acolo și: băi, nene, ce facem cu Leonaș? Leonaș are o etate de vreo 11 primăveri, dacă nu mă înșel, vremea aia, are niște probleme de creștere, hormon și așa mai departe. Cei de la Barcelona se obligă, da, nu în ghilimele, se angajează să aibă grijă de creșterea lui, chiar vorbesc serios din punct de vedere medical, și atunci Messi urmează să rămână la ei. Ei bine, acest angajament și Messi senior, la un moment dat, bun, mă, gata, vorbă, dar pe ce semnăm? N-avea o hârtie la ei, pare ciudat, dar erau la o cafenea din cadrul centrului de tenis, jucau băieții pe acolo, și atunci Charlie Resach cheamă pe unul dintre ospătari, la modul propriu: băiete, ce, dă și mie o hârtie, n-am, dar avem un șervețel. Și scriu acolo: astăzi semnată la Barcelona, cred că e decembrie 2000, dar nu vreau să greșesc, la Barcelona, prin care noi ne angajăm să avem grijă și el urmează să-și continue activitatea aici. Ați văzut probabil materiale, că se află într-o bancă, a ajuns pe biroul impresarului sau un tablou, așa, la domnul Horacio în Argentina, după care a zis: bă, s-a creat foarte mare, s-au făcut multe valuri în jurul acesta, hai să duc la o bancă, că e mai interesant să duc la o bancă. De acolo este scos și va fi scos și el la rândul său la licitație. Săptămâna asta vorbim numai despre licitații, cu Bob Beamon, care își licitează medalia de aur din 68, și Leo Messi. Discutăm despre una dintre cele mai importante bucățele de hârtie din toate timpurile, dacă ne gândim că de istoria pe care a scris-o Leo Messi, pe care Messi urma să o scrie după ce s-a iscălit acolo, s-a semnat acest șervețel la Barcelona, dacă nu mă înșel, sunt vreo 35 de titluri, considerat de trofee cel mai mare jucător din istoria Barcelonei, Leonaș, poveste care pleacă la modul propriu de la acest șervețel, ce urmează să fie scos la licitație. Ca de fiecare dată, așa cum am promis, și despre Bob Beamon și despre șervețelul scos la licitație de Leonaș Messi, mă rog, de cei care îl dețin acum, că nu îl scoate Leo Messi la licitație, vă vom spune exact cu cât s-a vândut, pentru că este extrem de interesant. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi, toate cele bune, numai bine, la revedere!